Gata, mă, sunt foarte hotărât, dar foarte hotărât să fac ce face fiecare aici în parte. Vreau să muncesc astăzi, să văd și eu cum e să fii în poziția fiecăruia. Ia să văd. Să rămână. Carmen, mă las să fac ce faci tu? Să văd și eu cum e. Ce faci tu? După ce că doamna, fii atent, deci doamna asta, Monica, da, este terifiată. De ce? Pentru că ce crezi că și-a ales? Ce e mai greu cu putință posibil? Ce? Pară în vin și cu Pavlova, o tipă Pavlova, cum arată? Nu, reporter nu-mi place să fiu. Când am fost eu reporter, mirosea frumos, gătea doar o singură doamnă. Deci după ce că este turbată, mai vii și tu pe capul ei, știi? Păi da, eu vreau să fac ce faci tu, deci tu ce faci? Zim. Eu trebuie să fac ce face Irina aici. Deci ce mai întreb? A fi reporter trebuie să fii curios de fiecare om în parte, iar că vrei, că nu vrei, trebuie să fii curios. Și... Salut, Eli! Salut! Ce faci? Și ce trebuie să-l întreb? De ce ai venit la șef la cuțite? De ce gătește? Pe cine preferă? Unde vrea să se ducă? De ce ai venit la șef la cuțite? O invitație de nerecuzat. Din partea prietenilor? Da, din partea noastră. Și ce gătește acolo? Sunt lângă cameră. Trebuie să mă duc lângă? Așa stați voi? Suntem mai lângă cameră, așa? Mi-e place să fiu curios doar când îmi place mie, când vreau eu, când sunt interesat. În rest... A, gata, mă, știu întrebările. În echipa care șef ai putea să ai vrea să fii? De ce îți place cel mai mult? E șef din Crescu, pentru că am avut și eu părul lung odată. A, da? Da. Ai emoții? Da. Serios? Am emoții, normal că am. Am dat la mine acasă, acum m-am trezit aici direct pe platou cu profesioniști. Și eu zic... Că până la urmă... Cum e cu emoțiile? Păi nu, dar până la urmă oamenii de acasă nu-i ca și cum au așteptări la tine de bucătari. Ești obligat să stai cu nasul în mâncarea aia și probabil nici nu mănâncă reporteri. Deci e ceva îngrozitor să fii reporter. E bine, Irina? Foarte. Foarte bine, da? Da. Ia, lasă-mă și pe mine, mă, să fac ce faci tu. Ia. Ăsta-i zoom-ul, da? Acolo, da. Da. Pe cine? Pe mine mă auzi? Ia. Aha. Ia uite ce cadre. Vino, ia uite pingule. Deci fac aici, am zoom frumos, da? Uite cum îi tremură mâna pe acasă, să vadă care e mântul, da? Și pot să mă duc mai aproape? Nu, eu. Ia. Cum o să facă Marian? Ar trebui să fie operatorul din perete, nu operatorul de la concurență. Acolo ăla care stă lângă reporter. Pentru că și ăla are aceeași treabă. Și ăla mai și dă zoom-ul în care să uită, vede cum... Băi, tare rău, mă! Place? Da, mult! Cred că... Ce fac, mă, șpicule? Auzi, vezi că noi astăzi suntem la un episod, da, și trebuie să te aranjez. Eu trebuie să fac ce fac fetele acolo. Să mă machiez tu? Da, și să-ți fac părul așa. Bă, stai, băi, pleacă, bă, de aici. Haide, hai! Băi, pleacă de aici și trebuie să te aranjez. Sub îndrumarea fetelor. Să filmez, mă. Păi și te fac frumos. Bă, ăsta mă strică, bă. Pe amăciucă, locul. Eu vreau să te aranjez pe tine. Lasă-mă. Stai, bă, că până la make-up mai ai frățiorul. Mai ai până acolo. Ai ultimul. Auzi, până te ocup de sticlă, de ce e pe fața sticlei, mai ai de treabă, tată. După care trebuie să jurizez și locul nostru, singur. Da. Noi singur, cu voi. Singur, mă! Păi trageți voi la soare. Mă, Ciucă, vrei să faci ce faci tu? Nu pot. Ei, nu pot. Nu mă pot. De ce? Ia țipă o dată, hai toată lumea la loc. Ia. Băieții în pereți! Și-a doua oră. Juriu! Da. Merge banda! Da. Da. Păi așa nici nu ne ridicăm. Ha, băieții în pereți! Iauți! Vezi, imediat, ai văzut să activeze. Ia să activeze. Chirile la culori? Gata, hai. Ia, hai să mai urmează ceva dacă nu ne ridicăm. Și când mă supăr, zic șefii în pereți. Da. Sau juzea bugătării. Cred că aș putea să fiu un loc urmăciu, că doar că aș avea nevoie de mai mult timp să mă pot impune în fața șefilor, că de mine n-ascultă nimeni. Niciun băiat, nu. Când am zis, hai, platou, merge banda, tot e, bă, de aici. Da, bă, să-mi văd și eu. Nu, mă, că mi-a asta job-ul, ești nebun, că dacă n-are cântări. Nu mi-a abuzați, nu mi-a abuzați, operator, bă. Pingule, dă, mă, ia dă-mi, dă să filmezi. Ia dă-le, mă, bucată. Ce faci, Pingule? Ia dă-le, mă, bucată. Păi uite-te, bă, pe aici, bă, Pingule. Cum mă să mă uit pe aici? Ce fac, bă, Pingu, bă? Bine, ce faci? Pingule, da, mă, normal că fac și șa. Cafea, Pingu, băi o cafea, astea. Cum e la noi aici? Nu, fără bani. Uite, vezi cum e la noi? Cafea, apă, un desert, ceva.
unde știi, mă, tu să faci iarbă? Doamne ferește, știu, pam, uite. Nu prea este? N-are cum mă să n-am șar? Deci să fii regizor de platou, șeful pe platou, trebuie să îi impui un pic de respect și să ai o anumită autoritate. Juriu la locul lor! Încep să înveți. Autoritate pe care eu nu am, momentan. Juriu la locul lor! Uite, băieți în pereți, ia uite-l cum fugi, Păi da, bă, dar tu cred că știi de frică. Și pe tu, pe unde intri, bă? Prin perete. Bă, ia dă să fiu eu în perete, mă. Aici, hai. Lasă-mă și pe mine. Iată-mi, e greu de tot ce trebuie să-mi faci aici. De ce? A? De ce? E complicat, adică, uite, trebuie să-i ții pe toți trei așa. Nu, mă, nu. Dacă nu mișca, nu mișca, nu. Nu, cadru, ține cadru. M-a certat un băiat.